astăzi se împlinește o lună de când a fost lansat sistemul de plăți MIA, dar detalii mai multe o să aflăm în această dimineață de la directorul Departamentului Sisteme de Plăți din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, domnul Victor Șușu. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și mersi frumos pentru invitația de astăzi. O lună de MIA! Da, este o lună de MIA, o lună de efort depus de mai mulți colegi din partea sectorului financiar, inclusiv un aport important din partea Băncii Naționale. Respectiv, astăzi putem să ne lăudăm un pic. După o lună de lansare, avem aproximativ 89.000 de oameni deja înregistrați în sistemul MIA care este utilizat. În timp de o lună avem deja mai mult de 74 de milioane de lei tranzacționate prin intermediul sistemului MIA, undeva vreo 3 milioane de lei pe zi. Ceea ce observăm și foarte îmbucurător este că dacă la începutul lansării, în primele zile lansării, cetățenii noștri îl testau cumva. Era mai sceptici, oarecum. Astăzi observăm că el este utilizat chiar pentru acțiunile care au nevoie zi de zi oamenii pentru a face careva transferuri. Bine, dar aș vrea mai întâi de toate să ne spune ce reprezintă acest sistem de plăți, la ce poate servi și de ce este atât de bun pentru cetățenii Republicii Moldova. Bine, cu o lună urmă noi am lăsat o primă etapă a sistemului și anume transferul de la cetățean la cetățean, de la persoană la persoană. Ceea ce presupune un transfer de pe un cont pe un cont. Nu e neapărat să deții un card de plată sau un card bancar, cum îi spunem noi. Este nevoie să fie deschis un cont într-o instituție financiară pentru a face o tranzacție dintr-un cetățean către un cetățean. Asta este prima etapă care am vrea ca oamenii să se familiarizeze cu acest sistem, să-l poată utiliza pentru a fi utilizat pentru a doua etapă, care în următoarele luni va fi implementat, și anume pentru mediul de afaceri. Deja avem foarte multe solicitări din partea mediului de afaceri prin care ei solicită că deja să fie implementat de către bănci, să le furnizeze lor pentru a face astfel de transferuri pentru e-com, platformele de comerț, pentru diferite achitări, pentru diferite bunuri și servicii, prin intermediul MIA. Da, asta ar însemna că la etapa actuală, sistemul de plăți MIA este accesibil pentru persoanele fizice. Iar ulterior, în scurt timp, va fi disponibil și pentru persoanele juridice. De ce? Cel puțin la nivelul băncii naționale, sistemul este gata pentru toate tipurile de tranzacții, atât pentru mediul de afaceri, atât pentru persoane fizice, deja l-am lansat. Dar pentru mediul business este necesar ca și băncile să reușească să-și dezvolte platformele sale pentru a le oferi utilizatorul final, cum este mediul de afaceri. În tot ecosistemul ăsta, care pentru lansarea unui astfel de sistem, sunt importanți doi factori. Cea mai importantă este Banca Națională, care deține un nod cheie între interacțiunea între noi și băncile. Și deja băncile, al doilea nod foarte important, care trebuie să dezvolte toate soluțiile lor pentru cetățeni, pentru mediul de afaceri. De asta ele sunt mână în mână, respectiv el trebuie să lucreze. Ceea ce este îmbucurător, că este un sistem destul de sigur, ușor de utilizat, este cel mai important. Cel puțin noi, asta ne-am propus de fiecare dată, înainte de a face caietul ăsta de sarcini și a implementa în Republica Moldova, să fie simplu, ușor și sigur de a fi utilizat. Eu aș vrea să aflu și avantajele acestui sistem de plăți, prin ce este mai bun față de celelalte sisteme care erau. Bine, noi nu vrem să facem o careva concurență față de celelalte sisteme, dar să oferim o altă alternativă care fiecare cetățean, în dependență de avantajele care el le consideră benefici, să le utilizeze. Cel puțin pentru cetățenii simpli, un avantaj este că este aproape gratuit. Aproape. Așa. Deci comisionul este foarte mic. Cel puțin tranzacțiile până la 10.000 lunar sunt gratuite. Dacă treci de valoarea respectivă, este nu mai mult de 5 lei costă o tranzacție. Pentru a diminua cumva riscul de fraude și ca cetățenii să nu rămână fără bani, respectiv noi am pus unele limite și restricții, și anume nu mai mult de 10.000 de lei pe zi tranzacționarea, nu mai mult de 30.000 lunar. Și o plată nu este mai mult de 5 lei, dar cel puțin un avantaj foarte mare, pot să menționez trei ca atare. Unul este costul, care până la 10.000 este gratuit, este destul de important. Doi, viteza
când îți intră bani în cont, și anume în decurs de câteva secunde îți intră bani în cont odată ce am inițiat până ajungi la destinatar, în câteva secunde, nu mai mult de 10 secunde, acum e moment, la moment. 3 este sigur și simplu de utilizat, adică utilizând numai numărul de telefon, tu poți ușor să transferi banii respectiv. Deja cei ce ne-au propus noi inclusiv să dispară, din păcate, în Republica Moldova, să mai remitea pozele la card. Exact. Ceea ce nu este ok, inclusiv din punct de vedere a diminuării riscului de fraudă, respectiv, se utilizează numai numărul de telefon. Simplu, ușor și accesibil. Da, spuneați dumneavoastră despre accesibilitate. Este pe bune, este și mobile friendly, este foarte ușor de accesat, nu este o procedură foarte complicată, tot ce trebuie este să te înregistrezi. Pentru asta, pentru noi la Banca Națională am elaborat niște interfețe care erau importante ca băncile să le implementeze, să fie același design, același stil, ca oamenii să fie familiarizați cu utilizarea aplicației. Plus, Banca Națională a mai lansat și o pagină web unde sunt mai multe detalii completate, și anume mia.plăți instant, mia.bnm.md, unde acolo sunt mult mai multe informații referitor la brand, referitor la utilizarea soluțiilor, referitor la planurile care urmează a fi implementate până la finele anului. Și este și o suită de întrebări frecvente la care deja specialiștii au dat răspuns, ca să nu vă chinuiți să căutați aceste detalii. Oamenii de regulă se tem de ceva nou, de ceea ce nu cunosc. Cât de ușor a fost acceptată Mia în viețile oamenilor? Sincer, când noi l-am lansat, în opinia mea și viziunea mea personală, adică credeam că nu o să fie atât de mulți utilizatori ca să fie într-așa o perioadă foarte scurtă. E un sistem nou, fiecare om vrea să înțeleagă care sunt riscurile, care sunt avantajele lui. Sincer, avem, cum vă spuneam la început, un indicator de 89.000 de oameni deja înregistrați. E un indicator extrem de bun, fără a face cineva mare reclamă. Nu, vorbim despre situația la zi, exact o lună de când s-a lansat acest sistem de plăți instant. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră, mult spor în tot ceea ce face și așteptăm update-ul și deja frumoasa asta etapă de implementare pentru persoanele juridice. Da, mersi foarte frumos și vă urez succes în marginea noastră.